Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt și începe acum o nouă ediție specială. Eu zic că e o ediție specială pentru orice sezon, dar poate că acum, mai mult ca niciodată, vara, suntem ceva mai atenți să ne lucrăm mai bine organismul și din interior și din exterior, pentru că nu-i așa, vara ajungem și pe litoral, îmbrăcăm și costum de baie, e foarte important să arătăm sănătate în primul și în primul rând, poate mai mult decât aspect fizic. Iar pentru a ajunge la această sănătate afișată, cu siguranță invitata mea de astăzi îmi va spune că e foarte important ce ajunge în organism, ca oglindirea să fie în egală măsură. Paula Monor, nutriționist și dietetician, este invitatul meu la această ediție specială. Mă bucur că ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare drag de fiecare dată. Aș începe să vă provoc să vorbim la modul general despre alimentația sănătoasă, despre bucătăria românească. Știm că e generoasă și în ceea ce privește porțiile și în ceea ce privește conținutul de grăsimi, combinații poate mai puțin sănătoase. Suntem un popor gurmand, aici în Bucovina poate cu atât mai mult. Dacă am fi fost în Bărăgan, poate că am fi accesat mai des ciorbă de lobodă sau alte produse. Dar aici în Bucovina, brânză, carne, lapte, ouă, eventual combinate toate odată. Care ar fi așa principalele obiceiuri alimentare pe care le avem noi? Sigur că vă dau dreptate, bucătăria românească este extrem de generoasă și bogată din punct de vedere al gustului, al varietății și al culorii. Noi suntem un popor gurmand, este adevărat, dar trebuie să vă specific că sunt două tipuri de gurmanzi. În primul rând sunt gurmanzii clasici, cărora le place gustul dulce, dulciurile rafinate, sunt extrem de pretențioși în a-și alege alimentele pe care le consumă, vor tot timpul să-și cultive gustul, dar cel mai important, nu consumă o cantitate mare de alimente, deci este important pentru ei varietatea. Al doilea tip sunt gurmanzii moderni sau mâncăcioșii, cum vreți să-i spunem. Sunt cei care, pe care nu îi interesează cantitatea, îi interesează diversitatea, mănâncă orice, oricând, important este să aibă senzația de sațietate și nu-și fac griji de echilibrul alimentar. De aici rezultă o creștere în greutate, ajungând până la obezitate și ceea ce aduce în urma ei obezitatea. Dar, ca să vă răspund la întrebare, noi consumăm și am observat că consumăm alimente bogate din punct de vedere caloric. Am crescut consumul de alimente procesate, alimentele dulci, dulciurile concentrate, băuturile carbogazoase. Sigur că, ca și comportament alimentar, din cauza că în fiecare zi suntem ocupați, stresați, alergăm, nu avem timp să luăm cele trei mese principale ale zilei, sărim peste primele două mese principale și ajungem seara târziu la cină când facem un festin culinar. Pentru mâncăm că tot ce ne-am fi dorit pe parcursul zilei, să mâncăm la micul dejun, la prânz și la cină. Exact. Și adică am ajuns la cină să mâncăm și ciorbă și felul 2 exact, și desert. Și desert. De multe ori și desertul. Sigur că este extrem de greșit. Cina trebuie să fie o masă ușoară. Ea trebuie luată într-un anumit interval orar. Sigur că ora potrivită ar fi 18:30, 19:30, dar cu 3-4 ore înainte de somn. Dar vreau să vă spun din experiența mea și pacienții care vin la cabinet îmi spun, dar știți, eu mă culc la ora 23, de ce trebuie să mănânc la ora 19:30? Organismul nostru funcționează foarte bine din punct de vedere hormonal. Undeva la 21:30-22, glanda pineală secretă hormonul întunericului, melatonina, care are rol în a ajuta și a dezvolta un somn, un ciclu de somn complet.
Dacă întârziem această oră sau mergem către orele spre dimineață, mai târzii, secreția de melatonină scade și atunci noi nu avem un ciclu complet al somnului, ceea ce ne va amprenta din punct de vedere culinar și în ziua care vine. Pentru că suntem obosiți, avem nevoie de energie. Și tot la ronțăiel și exact. Subiture ajungem. Dar nu mergem la orice fel de ronțăială. Noi mergem către alimentele care sunt dulci, care ne oferă energia necesară, pentru că corpul își cere drepturile. Nu mergem în ziua respectivă să mâncăm o ciorbă, de exemplu, sau un aliment preparat mai complex. Mergem și alegem alimentele de tip fast food. În special, care ne dau multă energie. Exact. Care ne fac să funcționăm, da. Să încheiem ziua, practic. Exact. Și nu ne dăm seama de kilocaloriile pe care le aducem. Pentru că ronțăielele astea, repetitive în cursul unei zile, aduc atât kilocalorii multe în organism, cât și o mare cantitate de alimente, dar pe care noi nu le percepem. Pentru că, de fapt, noi suntem flămânzi toată ziua. Și seara ajungem să spunem că acum avem o masă și acum ne putem sătura. Este greșit acest comportament alimentar și cred că eu mă recunosc în ce spuneți. Din fericire, poate am un organism care funcționează în felul ăsta, fără să pun kilograme în plus, dar nu cred că toată lumea are bucuria asta. Deci ar fi o parte dintre excesele alimentare cele mai frecvent întâlnite. Da, sărirea micului dejun este la fel de extrem de greșit, pentru că luarea micului dejun este foarte important în momentul de creștere și dezvoltare a unui copil. De aceea... Dar micul dejun acela cu cereale, cu lapte, e... Eu, de exemplu, dacă mănânc dimineața cereale cu lapte, să zicem că e ora 8, la ora 10 mi-e foame. Se poate lua o gustare din fructe, dar nu este nevoie să cumpărăm cerealele din comerț care sunt destul de procesate, indiferent de brandul lor. Putem face un orez cu lapte, putem mânca ovăz cu lapte, putem consuma un iaurt, ovăz, un fruct putem pune înăuntru, adăuga în conținutul pe care îl pregătim pentru micul dejun. Putem pune un miez de la nucă și deja avem grăsimi sănătoase. Noi putem alcătui un mic dejun mult mai complex. Important este să luăm, dacă suntem grăbiți sau nu avem timpul necesar, și un fruct este binevenit pentru că el ne oferă energie, avem apă, avem vitamine și minerale, fibre. Important este să luăm. La copii, luarea micului dejun este foarte important pentru dezvoltarea cognitivă. Pentru adulți, neluarea micului dejun aduce kilograme în plus. Pentru că organismul în prima parte... Asta? Știți de ce? În prima parte a zilei noi avem activități. Mergem la servici, suntem ocupați, alergăm, deci avem activități pe care le facem zilnic. Ei, atunci organismul nostru are nevoie de energie, atunci metabolismul este accelerat. Dacă noi nu dăm aceste alimente pe care organismul le are nevoie în prima parte a zilei, el atunci se va resimți în a doua parte. Când începe să depună, că știe că mâine dimineață tot nu-i dai nimic. Exact. Și atunci el merge totul pe depunere, pentru că în partea a doua zilei metabolismul scade. Pentru că noi nu mai avem nevoie de atâta energie. Cu cât înaintăm spre seară, cu atât metabolismul își încetinește activitatea. Și atunci orice consumăm în partea a doua zilei va fi pe depunere, pentru că organismul nostru este învățat că dimineața nu va primi ceea ce are nevoie. Și este un cerc vicios. Da, e un ceas organismul da, ăsta. Exact. Știe exact ce da. Oră e. De aici și cu dereglările de schimbare de fus orar, nu? El încă funcționează exact. Pe ora veche asta în condițiile în care vacanțele dumneavoastră vor fi, cine știe, pe ce meridiane, în ce direcție. Am aflat așa în mare care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem. Da. Acum, încetul cu încetul, să luăm pe rând modalitatea corectă de a aborda alimentația. Ce ar trebui să luăm în calcul atunci când vrem să avem un regim alimentar sănătos? De fapt, ce înseamnă, de fapt, obiceiurile acestea pentru o masă sănătoasă? Nu sărim micul dejun. Da.
un prim obicei dacă o luăm cronologic în timpul zilei. Exact. Nu este obligatoriu. E acel pahar de apă călduță cu lămâie care se bea dimineața înainte de micul dejun. Are efect terapeutic? Nu este mit. Rolul lui, e, mai bine zis, este pentru persoanele care au probleme la nivelul tubului digestiv. Pentru că stomacul are, de ce vă spun? Pentru că stomacul este un mediu acid. Persoanele care au o hiperaciditate gastrică, consumând acea cantitate de apă caldă cu lămâie, cu stoarsă cu zeama proaspătă de la o lămâie, alcalinizează. Da, culmea, deci lămâia nu dă aciditate stomacului, sunt potrivă. Da, din punct de vedere biochimic, da, dar sunt procese chimice la nivel care se fac la nivelul stomacului, pentru că un acid cu un acid totdeauna va rezulta o bază. Și atunci vom duce la alcalinizarea pH-ului stomacului. Și da, este benefic pentru unele persoane. Dacă și celelalte își doresc să consume acel pahar cu apă caldă cu lămâie, nu este nimic, nu dăunează, sigur. Așa, deci avem, să zicem, acest prim obicei dimineața. După aceea, micul dejun, nu îl sărim. Nu o să avem în fiecare zi timp să ne preparăm un mic dejun copios. Exact. Nu știu dacă neapărat e indicat. Aș face aici o paranteză, poate ne oprim puțin la celebrul mic dejun englezesc, care conține ouă, bacon prăjit, ciuperci, roșii, fasole. Ce da, conține? E hiperproteic. Este hiperproteic. Nu. Deci, sigur, micul dejun poate fi... Deci, micul dejun putem să luăm în funcție de preferințele culinare pe care le avem. Și putem porni de la un iaurt simplu. Putem acel iaurt, cum v-am amintit, poate cereale neprocesate. Exact, poate fi îmbunătățit. Putem folosi proteină, un ou, brânzetul. Unul. Da, unul pe zi este suficient. Pentru copii se poate consuma în fiecare zi câte un ou, pentru că este un aliment complet din punct de vedere nutrițional. Și este un aliment de referință. Pe lângă el putem lua o felie de brânză și lângă, ca și garnitură, putem folosi ce legume ne plac. Acum piața abundă de legume românești, deci le putem consuma. Cafeaua când? Cafeaua. Și ce fel de cafea? Și dacă cu lapte, dacă cu zahăr? Am citit la un moment dat că e mai sănătoasă cafeaua cu lapte decât cea neagră. Nu știu dacă e o părere avizată. Nu, consider că ține de preferința gustativă a fiecăruia. Dar cafeaua ne dă energie, cu siguranță prin cofeină ca și componentă. Important să nu facem exces. Dacă sunt mari băutori de cafea care depășesc, să zicem, undeva la 500 de mililitri de cafea pe zi, este foarte important ca în partea a doua zilei să folosească cafea decofeinizată. Pentru că și consumul excesiv de cafea are un rol diuretic asupra organismului. Și deshidratează. Mai ales la călduri ca acestea? Sigur, deshidratează și ne scoate și mineralele din organism. Abuzul de cafea, de exemplu, este asociat cu lipsa calciului din organism. Sigur că echilibrul este cel mai indicat. În unele culturi, dimineața la micul dejun, se bea un ceai. Și cafeaua, care de fapt e un cappuccino, e abia după ora 11. Da. Iar cafeaua propriu-zisă, care trebuie să-ți mai dea energie până la finalul zilei, e la masa de prânz. Noi depinde și concentrația. Sărim micul dejun, dar nu sărim cafeaua dimineața. Da, pentru că ține de plăcere. Cafeaua, știți, ca și fumătorii. Toate activitățile pe care le fac, le fac în jurul unei țigări. Acum am aprins o țigară și fac asta. Așa și asta. Prima dată ne trezim, bem o cafea, după care merg la servici. Mai vedem noi. Da. Mai vedem noi ce facem. Dar eu recomand consumul de cafea. Chiar și persoanelor care au, să zicem, patologii cardiace. Important este cantitatea. Și important este concentrația de cofeină pe care o introducem în organism. Dacă vom savura o cafea care este slabă, în momentul pregătirii nu ne-ar afecta deloc. Cu zahăr sau fără? Nu cred că recomandați zahărul în nicio variantă. Ba da, să știți că niciun aliment nu este de nerecomandat. Important este să găsim echilibrul lui și când îl consumăm și în ce cantitate le consumăm. Eu recomand
să accesăm toate grupele alimentare, că vorbim despre dulciuri, că vorbim despre lapte și produsele lactate, despre carne și produsele din carne, legume, fructe. Important este ce dulciuri accesăm. Important este când le consumăm, în ce cantitate. Sigur, important este să găsim echilibru. Dacă la un moment dat ne impunem o restricție alimentară pe o anumită grupă alimentară, vom fi frustrați și atunci ne vom gândi tot timpul la acel aliment și ne vom chinui și nu are rost. Deci nu vom ajungem și la curele de slăbire și acolo nu are rost. Scăpăm de frustrări în curele de slăbire. Dar acum rămânem la obiceiuri sănătoase și, de exemplu, da. Am stabilit deja că suntem agitați, grăbiți și că statul la masă se întâmplă cel mult o dată pe zi. Da. Într-un moment în care poate ar trebui doar să mâncăm o gustare sau ceva, adică seara, și noi luăm o masă completă. Da. Până acum totul greșit. Mai greșim cu ceva și tot din grabă, probabil, nu mestecăm. Da, combaterea tahipagiei duce și la probleme dentare foarte grave. Ele sunt legate, cele două. Da. Și problemele dentare duc, evident, evident la o masticație incorrectă. Da, și la probleme de stomac ulterior. Digestive. Da. Este foarte important să mestecăm corect și să nu consumăm alimentele pe repede înainte. Saliva are rolul ei. Absorpția și digestia oricărui aliment se face din cavitatea bucală. Alimentul odată introdus în cavitatea bucală este sub formă de bol alimentar. Ajunge în stomac sub formă de chim. Această diferență între bol și chim este pentru că alimentul se impregnează cu saliva. Saliva are în componența ei enzime digestive cu rol în digestie și absorpție. Deci trebuie să-i dăm timp alimentului astfel încât saliva să-și facă treaba. 20 de minute trebuie creierului ca să poată să primească informația din alimentul respectiv sau să avem senzația de sațietate. Dacă mâncăm foarte repede, nu ne dăm seama nici de cantitate. Mâncăm prea mult. Și nici, da. Și nici... E riscul, dacă mănânci repede, să, și mai ales dacă nu-ți pui în farfurie și mănânci așa, da, de pe aici. Să știți că cu cât mâncăm mai mult, cu atât nu savurăm mai mult. Plăcerea gustului nu vine din cantitate, ci din diversitate. N-ar trebui să accesăm un singur aliment la o masă și să încercăm să ne săturăm din el. Eu recomand de obicei alimentația curcubeu. Într-o farfurie trebuie să existe foarte multă culoare. Cu cât este mai colorată farfuria, cu atât aducem vitamine și minerale organismului nostru din diferite alimente. De exemplu, alimentele roșii au licopen, cele galbene au luteină, cele portocalii tercoferol, verdele clorofilă și pe lângă toți acești fitonutrienți apar vitaminele, mineralele, fibrele și apa. Ar fi păcat să nu beneficiem de toate alimentele și de toți nutrienții pe care îi conțin. Sunt curioasă dacă gătiți și ce ați gătit. Eu sunt gurmandă și gătesc. Cel mai recent ce ați gătit? O masă completă la dumneavoastră acasă, la prânz, cum arată? N-aveți timp la prânz. Ba da. Da? Da. Depinde cum ce activități am. Sunt duminica, să zicem. Da? Nu chiar. Sunt ocupată mai tot timpul. Dar în fapt eu gătesc. Copiii mei s-au învățat ca eu să gătesc, pentru că ei de mici au avut nevoie de un regim mai special din punct de vedere alimentar. Și atunci eu așa m-am învățat să gătesc. Și dar eu gătesc orice, ce le place. Și prânzul, câteodată sunt două feluri sau câteodată există un singur fel. Dar farfuria noastră acasă reprezintă cam jumătate din ea legume, un sfert din cealaltă jumătate, o împărțim iar în două, sunt alimente de origine animală, proteine, de exemplu, iar celălalt sfert îi rămâne, să zicem, produsele amidonoase, că este cartof, că sunt paste,
Deci nu e orez. Chiar interzis să combinăm carbohidrați și carne. Nu, nu. Important este cantitatea. Important este cantitatea. Dacă punem într-o farfurie, din farfuria pe care v-am explicat-o, jumătate cartofi și jumătate o proteină, deja este mult prea mult. Nu este greșit să aducem o felie de pâine, chiar și la micul dejun. Știți, vin pacienții la cabinet și îmi spun, știți, eu nu mai mănânc pâine de o perioadă bună și tot grasul sunt și tot nu slăbesc. Este greșit să spunem că pâinea îngrașă. Important este sortimentul pe care îl folosim. Important este cantitatea pe care o folosim. Important este când o folosim. Păi haideți să vedem și la ce trebuie să fim atenți. Ce să citim pe etichete, de fapt? Că nu mai scrie E, nu știu cât. Nu prea mai scrie pe etichete. Că oamenii au început să se uite. A, dar e cu euri, că sunt multe euri. Și au înlocuit eurile cu denumirea științifică a acelui ameliorator sau da. Ce o fi acolo pus. În momentul când vrem să achiziționăm un produs de pe raft... Să începem cu pâinea, că aici rămăsese. Dacă găsim o pâine ambalată. Ne putem uita la pâine. Prima dată ne uităm la termenul de valabilitate. Este foarte important ca produsul alimentar să fie bun de consum. În al doilea rând ne uităm la eticheta compozițională. Ce conține el? Dacă este făină integrală, dacă este făină albă, dacă este făină de secară, dacă prezintă gluten, este foarte important la alergeni alimentari, dacă prezintă albușul de ou, care este un alergen, considerat un alergen. Sigur că după care ne uităm la eticheta nutrițională. Asta ce înseamnă? Câte proteine, câte glucide, câte lipide, ce valoare calorică are acel produs pe care îl consumăm. Dar dacă vrem să cumpărăm, să zicem, un semi-preparat, un salam, de exemplu, sau un mezel, sau tot cine... Nu sunt interzise nici acestea. Adică... Ideal nu. E să nu ne facem poftă de ceva și să tânjim exact, după ceva, nu? Exact. Odată ce produsul este realizat, consider că este comestibil. Contează ce cantitate mâncăm și contează când ne uităm pe eticheta nutrițională, la eticheta compozițională, care este produsul de bază. Adică dacă ne uităm și vedem, uite ce mușchi de porc, ce mare ești, uite că e făcut din cotlet. Da. Nu e mușchi acolo. Da. E... carne procesată și dată în formă de mușchi. Da, da. Dar important este cantitatea cărnii. Pentru că dacă ne uităm la un produs și 30% reprezintă carne, iar restul sunt potențiatori, conservanți, afânători, deci produsul ăla consider nesănătos. Dar dacă pe un produs vedem măcar minim 70% din alimentul de bază care trebuie să-l conțină, deja putem spune că putem achiziționa și putem consuma la un moment dat. Dar chiar dacă ocazional mergem și cumpărăm și achiziționăm alimente care sunt procesate, important este să nu abuzăm de ele. Important este să mâncăm alimentele așa cum sunt ele, cât mai mult în forma lor naturală, pentru a beneficia de nutrienții pe care îi conțin. Ați menționat cuvântul alergen mai devreme și da. Da. Inclusiv la meniurile la restaurant. Găsești o pagină exact. Întreagă cu alergeni. Se menționează și așa este corect. E cumva statistic real că suntem mai alergici decât alte generații? Să știți că conservanții care se folosesc în alimentație pot dezvolta alergii. Noi putem dobândi sau în timpul unei vieți alergii, chiar dacă noi nu ne-am născut cu anumite deficiențe enzimatice pe care la deficiențe care se ducă la intoleranțe alimentare. Toate șansele avem dacă consumăm alimente procesate și ele sunt îmbogățite cu acești aditivi, cu acești potențiatori, cu acești conservanți, la un moment dat să dezvoltăm alergii alimentare. Care cum se manifestă? În primul rând, într-o stare de rău generală, apariția de arii, peristaltismul intestinal este crescut, apariția balonării. Așa. Erupții. Da, pot să apară și prima dată pot să apară și erupții cutanate care trec ulterior odată ce stopăm alimentul care l-am consumat, alergenul practic. Dar sunt alergiile care dobândite
pot să le purtăm toată viața cu noi și să devin cronice și atunci noi nu mai putem consuma acel aliment care conține alergenul respectiv. Da. Cum este la lactoză, gluten, fenilalanină. Deci sunt foarte mulți, foarte multe boli care... Da, etichetele, cred că e clar la ce să ne uităm prima dată, a doua și a treia oară, da, când achiziționăm ceva. Și integritatea, dacă cumpărăm sau o conservă, sigur, trebuie să fie integru, să nu fie găurit, să nu fie umflat. Și asta este foarte poate important. Poate să fie în termen, dar da, să aibă, da, de la nici manevrare, fisuri, să aibă defecte. Da. Bun. Da. Sunt convinsă că oamenii care ne privesc zic, da, păi dacă trebuie să fii atent la aia, la aia, la aia, păi cât costă? Calitatea costă. E mult mai costisitor sau e mai costisitor să, da, ai o alimentație sănătoasă? Da. Să vă spun de ce. Ca să gătim o masă, pentru că gătesc, și ca să gătesc o masă sănătoasă, sigur că trebuie să iei în vedere o anumită sumă și să oferi familiei tale o masă care să corespundă din punct de vedere nutritiv. Dacă vrem să accesăm un produs care îl găsim la îndemână, și sunt în magazinele care le găsim pe Bulevardul George Enescu, de tip fast food, sigur că costul nu va fi atât de mare. Adică e mai scump să gătești acasă, da, decât să, nu neapărat decât să mănânci la restaurant, dar sigur mai scump decât să mănânci la fast food. Da, pentru că, dar chiar dacă îți gătești o masă, tu din masa respectivă poți să mai mănânci sau să mai consumi odată. Dar tu dacă urmărești starea de satietate imediată, decât să mergi la restaurant să-ți comanzi meniu, diferă de costul unui covridrog, de exemplu, la colțul străzii. Și dacă covridrogul respectiv îți dă starea de satietate și ești mulțumit din punct de vedere gustativ, deci ar trebui să mergi tu la restaurant și să plătești dublu sau triplu. Dar, sau de ce să dureze atât de mult să-ți faci acasă? Că ție acum ți-e foame și nu mai ai răbdare să, da, să cureți cartofii. Să... Dar să știți că nu trebuie să gătim atât de elaborios. Important e să găsim simplu. Cât mai simplu este, cât mai sănătos. Nu trebuie să facem mâncăruri foarte concentrate, cu foarte multă grăsime. Dacă punem la cuptor cât ne dezbrăcăm și facem un duș când am venit de la servicii, deja jumătate din mâncarea este aproape gata în cuptor. Putem pune legume, putem pune carnea lângă legume și le dăm drumul la cuptor, ne putem ocupa de noi, întrebăm ce au făcut copiii, cum le-a fost ziua. Nu trebuie să stăm și să ne chinuim, spunem, vai, acum oare ce pot să gătesc eu ca să scap de fiecare și încă repede? Nu cred că este o corvoadă să gătim. Trebuie să ne uităm la beneficiile gătitului acasă. Și cred că le-am experimentat cu toții, mai ales în ultimul an de zile, când am fost provocați să găsim astfel de soluții. Nu pot să uit, era acel moment în care nu se găsea drojdie dintr-o dată. Toți făceam pâine acasă. Nu făceam pâine, dar am achiziționat-o. Am făcut și pâine. Ne întoarcem la obiceiurile pentru alimentație sănătoasă. Consumăm sau nu lichide în timpul mesei? Și aici depinde. Eu, de exemplu, consum. Simt nevoia să consum lichide în timpul mesii. Să știți că am observat că persoanele care au o greutate optimă consumă lichide în timpul mesei. Pentru că dacă ne hidratăm în timpul mesei, mărim volumul alimentului și atunci nu mai mâncăm o cantitate. E ocupat stomacul, exact, cu ceva. Dar să știți că cei persoanele cărora le place să mănânce mult, prima dată mănâncă o cantitate mare de alimente, după care se hidratează și beau, să zicem, apa după masă. Dar este asta pentru persoanele sănătoase. Pentru persoanele care au afecțiuni la nivelul tubului digestiv, recomandarea ar fi să nu consume apa în timpul mesei, pentru că se diluează sucurile gastrice și așa au o predispoziție, nu? Da, pentru o problemă. Au o problemă în a digera, în absorpție. Vom îngreuna absorpția și digestia
prin diluarea sucurilor gastrice. Important este la o oră jumate, două, să consume apă după ce există priza alimentară. E o temă și legată de consumul fructelor, înainte da. Sau după masă? Și înainte și după. Important este când. Putem consuma fructe cu o oră înainte de masă și două ore după masă. Pentru deci că fructele... nu fructul imediat după masă. Putrezește. Mă rog, iese, fermentează. Fermentează și, fermentează, și provoacă balonare. Apare un disconfort gastrointestinal din cauza fructozei. Și atunci este bine să facem o pauză. Dar și așa, dacă avem o masă bine gândită, nu avem nevoie de fructul imediat după masă. Putem bea apă după masă și atunci avem hidratarea, iar fructul lăsăm mai târziu. După o oră, două, vine ca și o gustare. Multă lume zice, da, nu mai mâncăm desert, mâncăm un fruct după masă. Da, este bine. Desertul... Dar mai târziu după masă. Depinde cât de târziu. Fructele nu se mănâncă seara. Dacă luăm o masă după amiază, nu trebuie să mâncăm fructele după 18:30, de exemplu. Pentru că au fructoză, ne oferă energie de care nu avem nevoie. În al doilea rând, conțin foarte multă apă, avem o diureză nocturnă care nu ne lasă să ne odihnim. Și această fructoză se depozitează sub formă de grăsime. Important este să consumăm fructele. Deci prima mai bine parte... mănânci circină decât fructe seara. Exact. Da, să știți cred că multe lucruri se lămuresc azi. Să știți că multe persoane elimină cina și înlocuiesc cu fructul și greșit. Da. Mai știu eu pe cineva, da. Momentul potrivit pentru cina, așadar, până la 19:30. Cum să dureze această cină? Cum ați mai spus mai devreme că 20 de minute trebuie creierului să înțeleagă ca să mâncare. Da, da. Dacă e de la 20 de minute, poate e singura masă la care ne așezăm cu adevărat la masă și respirăm. Și bem un pahar cu vin și mai stăm la povești. Putem sta. Seara de obicei membrii familiei se adună în jurul mesei. Putem savura, ori savurăm o masă copioasă, ori savurăm o masă ușoară. Plăcerea trebuie să fie aceeași. Exact. Lângă membrii familiei. Și durata să fie optimă. Pentru că, dar important este să alegem partea a doua, să fie o masă ușoară, să ne bucurăm unii de alții. În momentul când mâncăm seara foarte mult, o cantitate foarte mare, nu mai avem energie sau nu mai suntem suficient de atenți la familie. Pentru că odată ce ne-am săturat... Vine somnul. Exact, exact. Dar ar fi bine până la să ne plimbăm după masa de seară, după ce mâncăm. Măcar dacă consumăm o cantitate mare de alimente, ar fi bine totuși să ne relaxăm și să ieșim la plimbare. Cu un pahar de vin sau nu la masa de seară? Da, vinul este recomandat, vinul este un aliment. Important este, depinde de gust, dar vinul roșu are proprietăți nutritive mult mai superioare decât a vinului alb, pentru că conține resveratrol, care este un antioxidant foarte puternic și benefic organismului, ceea ce vinul alb nu l-are în compoziția lui, săruri minerale într-o cantitate mai mare, polifenoli, dar să fie sec. Deci nu vin dulce. Da. Bun. Și în condițiile acestea, în care cina e așa, până la 19:30, mai e și o plimbare. Ora de culcare, ați spus, la o distanță de? 3-4 ore de cină. De cină, da. Pentru a avea un somn odihnitor și pentru nu a doua zi dimineață, zilei respective, da. Să nu accesăm alimente care să ne ofere energie imediată, pentru că odată ce suntem obosiți, pentru că n-am dormit suficient, accesăm alimente dens caloric și dulci. Predominant sunt dulci. Și pentru că creierul are nevoie de glucoză. Și atunci el merge instinctiv sau ne trimite instinctiv la produsele care îi oferă lui energia și buna lui funcționalitate. Organismul nu are pofte, are nevoie. Da. Și este foarte bine să... Pentru că îi lipsește ceva. Exact. Când ți-e poftă de... Nu știu, ai ce poftă mie de... Să știți că este Abanam, o... urzici. Da, mă rog. Nu cred. Să vă spun. Există o foame emoțională.
și o foame fizică. Cea emoțională este cea care, cum ne deosebim? A interdicțiilor pe care le impunem noi, nu? Nu mai mănânc pâine. Nu. Nu? Nu. Foamea emoțională, cum putem face diferența între foamea emoțională și foamea fizică, este că vrem imediat un aliment. Ne dorim un aliment, dar după ce ne-am supărat, suntem epuizați, suntem nefericiți, avem o problemă. Este emoțională. Este emoțională. Și atunci noi mergem refugiul acela alimentar. Care ne face plăcere. Dar ne face și rău. Da, dar să știți că alimentele care ne fac plăcere pentru și care le consumăm în foama emoțională nu ne rezolvă problemele, de fapt. Adică dacă acum sunt supărată și mă duc de și îmi cumpăr... înghețată, nu? Da, ea nu mi-a rezolvat problema. Mai mult, mi-a făcut mai mult rău. Foamea fizică se instalează gradual. Asta e legată de carențele pe care le are organismul? Nu, este foamea fiziologică. Hrana este vitală. Da. Carențele... în momentul când apare o carență nutrițională, organismul ne dă semne. Dă niște semne, nu? Da. De exemplu, dacă avem carență de fier, prima dată țesuturile și tegumentele sunt palide. La copii, de obicei, este deficitul de atenție și de memorie, lipsa poftei de mâncare. Dar, indiferent de carența nutrițională pe care o avem, este foarte important să găsim cauza. Pentru că dacă este una organică, trebuie să mergem la un specialist și să vedem ce s-a întâmplat. Dacă este de ordin nutrițional, atunci este suficient să o corectăm prin alimentație. Dar prima dată trebuie să vedem cauza. Apariția diabetului este tot foarte important să cunoaștem semnele apariției diabetului, pentru că în ultima perioadă este o creștere alarmantă a cazurilor. Și atunci, semnele sunt polifagie, polidipsie, poliurie. Asta ce înseamnă? Avem o diureză nocturnă, o cantitate mare, eliberăm o cantitate mare de urină. Ne este sete foarte mult, deși gura, avem impresia că nu ne mai putem hidrata. Mucoasa este uscată. Mâncăm foarte mult, nu avem senzația de sațietate, dar cu toate astea noi avem o scădere ponderală și o stare generală alterată. Trebuie să știm și să percepem semnele pe care ne le dau organismul, pentru că ne arată și ne trag un semnal de alarmă. Și dacă suntem atenți, putem veni, exact, măcar îmbunătăți. Sigur. Ajungem la capitolul despre care am pomenit ceva mai devreme. Dieta. Stresul provocat de dietă. Recunosc că acum nu cunosc eu personal cuvântul dietă, dar în jurul meu cunosc dieta în toate formele ei. Și la bărbați și la femei. Mie nu-mi place să folosesc cuvântul dietă. Asta deja începe să fie restrictiv. Deja e stres. Da. Și suntem frustrați. Sau regim. Regimul e după o recuperare, după o boală, nu? Exact, este un regim dietetic și atunci există după o boală. Dar vreau să vă spun altceva. Dar sunteți dietetician, totuși. Adică... Da, facem regimuri dietetice într-anumite boli, într-anumite patologii. Dar alimentația sănătoasă nu înseamnă dietă. Înseamnă un comportament alimentar. Înseamnă echilibru între aport și consum. Și atunci nu mai vorbim despre dietă. Accesăm toate grupele alimentare și putem beneficia de toate vitaminele și mineralele și nutrienții pe care îi conțin. Ori este un subiect întreg aceste diete și dacă vreți să poate face o emisiune pe aceste diete. Dar, indiferent despre ce dietă vorbim, că este dieta Dukan, că este balerina, că este Rina, și care vor mai apărea aceste diete, să știți că sunt restrictive pe o anumită grupă alimentară. Am auzit de diete numai cu proteine. Diete încarcă foarte mult funcția renală. Dieta Dukan este cu foarte multă proteină, este hiperproteică. Și pe timp îndelungat biciuim practic funcția renală. Dar de ce să alegem oricare dietă care până la urmă nu putem ține toată viața
Și ne reîntoarcem apoi la comportamentul alimentar. Nu știu cât în atâta timp, care și asta e periculos, probabil. Da, este efectul yo-yo. Pentru că dacă accesăm o dietă restrictivă, indiferent pe ce restricție pe grup alimentar este, organismul va înregistra lipsa acelor nutrienți. Încep să-i dai. Realimentarea cu alimentele care, pe care noi le-am restricționat vor fi numai pentru depozitare. El zice, a, din asta n-am mai avut de mult, nu știu când o este să mai momentul primesc, să-l pun deoparte. Da, ca să-l pot accesa la momentul când n-o să mai dea. Exact. Și de ce să nu avem un regim alimentar echilibrat, un comportament echilibrat? De ce trebuie să mergem spre diete? Să știți ca că să vin atingem la greutatea ideală. Într-un timp scurt. Dar care e greutatea ideală? Că poate nu știm nici asta. Greutatea ideală, sunt calcule pentru greutatea ideală în funcție de vârstă, înălțime și sex. Și se calculează, după care se calculează necesarul de kilocalorii în funcție de activitatea pe care o desfășurăm în fiecare zi. Eu nu merg pe greutatea ideală. Mie îmi place să spun greutatea optimă. Greutatea la care ne simțim noi bine. Făcând o paranteză, am avut un pacient care a venit și mi-a spus, știți, spuneți-mi, na, eu sunt așa cum sunt, ce greutate ar fi bună pentru mine, ideală. Și discutând, vorbind, făcând o anchetă alimentară, am calculat imediat greutatea ideală. Și spun, zic, eu pot să vă spun greutatea ideală, dar eu văd altă greutate pentru dumneavoastră care v-ați simți bine. Spunând de greutatea ideală care mi-a dat în urma unui calcul, el atât de tare s-a speriat că nu-mi spus, zice, Doamnă, eu n-am avut greutatea asta nici când m-am însurat. Știți? Și atunci, de ce să nu avem o greutate optimă, în care să ne simțim bine. Și să știți că vin pacienți și tot mai mulți pacienți nu țintesc idealul. Știu, dacă îi întreb la ce greutate v-ați simțit dumneavoastră bine? Avem greutatea asta. Dar la ce greutate v-ați simțit bine și de unde a pornit creșterea în greutate? Și știu greutatea care s-au simțit bine. Și asta este cel mai important. Acolo trebuie să ajungă din nou. Exact. Și ca și femei, trebuie să ne purtăm greutatea cu feminitate. Adică dacă avem o greutate ideală și noi nu suntem fericite că în spate vin frustrările ca să avem o greutate ideală, noi nu transmitem o bună dispoziție, nu suntem fericite. Important să fim fericite și să ne folosim de mâncare ca și hrană vitală, dar ca și plăcere. Da, exact, tocmai că unii mâncăm ca să ne hrănim și alții mâncăm ca să ne bucurăm de mâncare. Dar ne putem bucura din diversitate. Și din nutrienții pe care îi aducem în organism. Da. Din acest punct de vedere al dietelor și al restricțiilor alimentare, vegetarianismul, veganismul, ce sunt? Stiluri de viață sau sunt, da, sunt diete? Sunt stiluri de viață. Dacă avem un regim lacto-ovo-vegetarian, el este, din punctul meu de vedere, complet. Proteine din ciuperci, din altceva, nu? Nu, din lacto-ovo-vegetarian. Proteine și de acolo. Da, numai nu din carne, dar folosim pește, ouă, lapte, brânzeturi. Avem proteinele complete. Important este să aducem în alimentație proteinele complete. De ce? Pentru că conțin toți aminoacizi esențiali, aminoacizi care nu îi putem produce noi din organism. Îi aducem din exterior, din alimentație. Sau din suplimente. Unii consumă, sunt vegani și consumă suplimente pentru substanțele pe care nu le pot obține din alimentație. Dar da, e adevărat, dar pentru un organism în perioada de creștere, dacă este un copil, nu putem supune acestui stil de viață. Este total greșit, pentru că proteinele de origine animală sunt superioare decât proteinele vegetale, pe care le putem aduce chiar și din suplimente, că sunt proteine vegetale. Și atunci, proteinele aminoacizii esențiale din proteinele animale sunt asimilate complet de către organism. Deci sunteți, să zicem, încurajați vegetarianismul dacă e ovo-lacto, da. Dar veganismul nu neapărat. Nu pentru toate grupele de vârstă.
Nu toate pentru vă. În rest, poate să țină de, nu știu, decizia unui adult. Dar da. Nu pentru copilul său, ci pentru el însuși. Da, să știți că am avut, am făcut un studiu pe gravide și am găsit două mame, două gravide, care erau vegane-vegane. Curios este că ele nu erau anemice, dar celelalte mame, o parte din ele prezentau anemie, chiar dacă aveau un aport alimentar complete. Completă. Deci era foarte atentă. Iar și era potrivit, poate, pentru organismul lor. Asta și-a dorit. Da. Este o preferință. Și acum, pe final, că nu mai avem decât câteva minute, repede trece timpul și pe diete, sigur, o să facem o discuție, să luăm pe rând avantaje și dezavantaje la poate cele mai celebre diete despre care se scriu cărți și sute de pagini, mii de pagini de internet. Să trecem puțin prin câteva principii cheie pentru alimentație sănătoasă. Întâi, pentru părinții care au copii, câteva... Puterea exemplului. Prima dată este puterea exemplului. Nu putem cere copilului nostru ceea ce nu facem noi. Copiază. Da. Mai mult decât atât, femeile gravide sau femeile care alăptează, care au un consum alimentar sau o predilecție alimentară specifică, se va regăsi și în comportamentul viitor al copilului. Poftele mamei vor deveni și poftele copilului? Da, pentru că se impregnează în ADN-ul lui genetic. Dacă o mamă care alăptează, de exemplu, are un comportament alimentar specific ei, care și-l asumă, laptele va fi impregnat de substanțele și aromele acelui aliment. În momentul când începem diversificarea la copil, creierul deja va sesiza acea aromă. Trecea, nu? Da. Deci eu nu pot, dacă am fost, să zicem, dacă n-am consumat broccoli în timpul, dau un exemplu, da, să cer copilului meu și să-l forțez. Este extrem de greșit forțarea copilului. Este extrem de greșit. Important este să o facem repetitiv. Îi prezentăm copilului alimentul pe care noi vrem să-l consume. Îl gătim astfel încât să fie savuros. Copilul percepe vizual, olfactiv alimentul, tactil, îl ia în mână, îl vede consistența lui, îl miroase, apoi după aceea începe să-l, și își dorește să-l guste. Și atunci noi îl încurajăm. Nu se întâmplă nicio tragedie dacă copilul refuză prima dată. Important este cum îl prezentăm în farfurie, ce gustare, și apoi revenim după o perioadă și încercăm să reintroducem acel aliment. Și aș vrea să ne mai întoarcem puțin la câteva dintre mituri, chiar pe finalul discuției noastre. Am stabilit că vinul roșu este mai sănătos deja decât vinul alb, sec să fie. Sec. Deci e un mit, da? Vinul roșu e bun pentru sănătate. Nu este e mit, bun. E realitate. Da, este. Este și este bun pentru protecție cardiovasculară. Chiar și... Din nou, grijă la cantități. Exact. Știți că dintre o travă și asta e cantitatea. Asta e, da. E foarte mică. Ouăle cu coajă maro sunt mai hrănitoare decât cele albe. Oul este un aliment complet. Care coajă maro, care coajă albă, tot ou e, nu? Da, dar dacă ne uităm, dacă suntem mai atenți la compoziția nutrițională... Dar venim la etichetă, la cutie sau la cele. Nu. Oul cu coajă albă are gălbenușul mai mare... Oul cu coajă maro are albuș mai mult și conține mai multă albumină, deci este mai proteic decât oul cu coajă albă. Este și diferență de gramaj între cele două tipuri de ouă, dar recomandarea este de a mânca un ou și nu se spune că este alb sau roșu. Da. Este un aliment complet, el însăși. Dar dacă ne dorim, să zicem, o omletă hiperproteică, atunci vom consuma, de exemplu, ou cu coajă maro. Sarea de mare are mai puțin sodiu. Dar în comerț este... Mai e moda cu sarea de Himalaya. Da. Noi mâncăm foarte sărat. Mâncăm și sărat. Și alimentele procesate aduc foarte multă sare. Primul conservant, când ne punem murăturile, prima dată punem sare. Este un conservant.
Dacă ne uităm la raft, găsim sare iodată și sare neiodată, indiferent dacă este de Himalaya sau alt fel de sortiment. Iodul s-a introdus în sare la momentul când am avut un episod de pandemie de gușă endemică. Apare de obicei... Primeam la școală cândva. Da, exact, pastiluțe. Primeam iod, odată da, pe săptămână sau ceva da, de genul ăsta. Pentru că lipsa iodului apare în regiunile geografice montane sau submontane, unde solul nu are suficient iod. Și atunci, alimentele care cresc în sol sunt deficitare de iod, dar și produsele lactate, produsele animaliere, sunt în funcție de hrana animalului. Dacă solul are suficient iod, se va respinge asupra produsului alimentar. Din ce ne luăm iod? Sare iodată. Bun, și așa mâncăm de multă. Nu trebuie să mâncăm sare iodată. Luăm din alimente. Din alimente, lapte, brânză, ou, lapte, lactate, carnea, are însăși iodul în compoziție. Dar atâta timp când nu avem o deficiență de iod și corpul nu ne dă simptome sau semne că avem o deficiență de iod, nu trebuie să folosim sarea iodată. Putem folosi sarea normală neiodată. Și în cantități mai mici decât suntem învățați. Da. Îndulcitori artificiali de sare, cu zahăr. Zahărul în cantități mari, super procesat și așa mai departe. Dacă ar fi să consumăm totuși zahăr și consumăm și în prăjituri, da, și în cafea și în diverse, ce fel de zahăr folosim și dacă nu consumăm, îi înlocuim cu îndulcitori? Există două sortimente de zahăr, zahărul brun și zahărul alb. Din punct de vedere caloric, nu există mare diferență, depinde cât este de procesat zahărul, tehnologizat astfel când se ajucă alb sau brun. Dar putem folosi zahărul, o linguriță, două de zahăr pe zi, nu omoară pe nimeni, cu siguranță. Dacă vrem să folosim îndulcitor artificial, nu recomand în exces, dar putem folosi îndulcitor natural, care nu sunt la fel de calorici ca zahărul. Și nici la fel de buni la gust. Da, ștevia, sucul de mesteacăn, siropul de mesteacăn, dar putem folosi și asta, dacă ne dorim. Dar nimeni nu spune că nu avem voie zahăr. Depinde cantitatea pe care o folosim. Vedeți și nu cât de permisivă e doamna Monor. De toate avem voie, contează cât, cum și în ce combinație. Da. Asta așa ca să vă dăm un tonus bun pentru vacanțele pe care vi le-ați pregătit și o rețetă ca măcar până de când vă întoarceți din vacanță să aveți obiceiuri alimentare mai sănătoase. Să alegem inteligent. Putem folosi orice, putem consuma orice aliment, important este să-l folosim inteligent, să-l alegem inteligent, să-l consumăm inteligent. Important este și regulile de gastrotehnie. Dacă un produs îl putem mânca natural, crud, este foarte, în forma lui naturală, este foarte bine. Dacă trebuie să-l gătim, este foarte important să-l gătim sub formă de abur, în abur, la cuptor. Nu trebuie să folosim numai decât să-l prăjim. Și asta ne aduc kilocalorii în plus. Și nu, în al doilea rând, este sănătos. E vara, grătarele cu siguranță că sunt principale. Sau carnea la cuptor. La cuptor, da, și câte alte variante. Acum este și tehnologie. Vă mulțumesc din suflet cu mare drag. Dumneavoastră, mai sunt multe de povestit, motiv pentru care o să-i smulg doamnei Paula Monor. O promisiune că va reveni cu drag la noi, la ediție specială. Așadar, doamna Paula Monor, nutriționist și dietetician, a fost invitată la ediție specială. O găsiți pe Facebook, vă răspunde instantaneu aproape, e foarte conectată la tot ceea ce se întâmplă și își face cu pasiune, se vede profesia și cu rezultate deosebite. Cătălina Bihorar, sunt toate cele bune!